20 de tineri iubitori de adrenalină din Suceava au sărit pentru prima dată cu parașuta. Le-au tremurat puțin picioarele la primele salturi, dar au fost încântați la aterizare. La finalul cursurilor se vor alege cu licențe în parașutism, cu care pot participa la competiții naționale și internaționale. Hop! Așa. Deci picioarele lichite, îndreptate spre locul de contact și privirea tot acolo. 63 de metri, echivalentul a 2 blocuri cu 10 etaje. De la înălțimea aceasta, tinerii cursanți de la Aeroclubul din Suceava și-au făcut curaj pentru primul salt. Îmi doresc de mic acest lucru, e o senzație incredibilă în aer și aceasta este doar o mică parte din ceea ce vom simți în timpul unui salt. Fiind foarte aproape de Aeroclub, vedeam des lansările de parașutism, vedeam planoare care zburau și de mic am văzut aceste lucruri și am zis că o să fac și o această activitate. Înscrierile au loc doar în lunile ianuarie și februarie, iar din luna februarie încep cursurile. După săptămâni de teorie, cursanții sunt nevoiți să treacă de un examen ca să poată să-și pună parașuta în spate. Acum când am aflat mai multe detalii și am făcut cursul teoretic, mi-am dat seama că e ceva mult mai serios decât am considerat eu inițial și acum privesc diferit parașutismul. Cursanții vor face primele salturi din avion abia în luna mai. După ce trec și de acest obstacol, pot obține licența de parașutist și pot intra în loturile județene și naționale pentru a participa la competiții. Ce trebuie ca să fii un bun parașutist? Păi, în primul rând, să ai voință, să-ți dorești să faci asta, să sari cu parașuta. Bineînțeles, la început n-ai de unde să știi cum e, dar pe parcurs înveți. Eu fac parașutist de 30 de ani, credeți-mă, la fiecare salt mai învăț ceva. În jur de 60-70 de persoane se înscriu anual la Aeroclubul din Suceava. Pentru tinerii între 15 și 23 de ani, cursurile sunt gratuite.